îndelungată în care am avut o scădere a numărului cazurilor de COVID. Acum apar lucrurile să se schimbe. Avem peste 100 de decese în doar 24 de ore și peste 3300 de noi cazuri de îmbolnăvire. Are poate legătură și cu răspândirea tulpinii de origine britanică, spun specialiștii, pentru că aceasta a început să devină dominantă. Avem și o explicație pe această temă din partea medicului Radu Țincu și, de asemenea, așteptăm declarații dintr-un moment în altul pe tema vaccinării. A venit o nouă tranșă de vaccinuri, vaccinurile de la Pfizer, avem deja vaccinurile de la AstraZeneca și sunt așteptate noi informații din partea celor care coordonează campania de vaccinare. Este așteptat să facă declarații. Bună oară, medicul Gheorghiță. Să vedem pentru început declarațiile, să vedem pentru început explicația doctorului Radu Țincu și apoi comentăm cu invitații. Era de așteptat ca această variantă britanică să devină dominantă și știm lucrul acesta din Marea Britanie pentru că ea a apărut în septembrie anul trecut acolo. În decembrie aproape toate îmbolnăvirile erau cauzate de această variantă virală pentru că este o variantă cu transmitere mult mai rapidă, fiind mult mai contagioasă. Este evident că se află în competiție cu celelalte variante pe care le va scoate din circulație și va rămâne probabil varianta dominantă. Cel mai probabil de la momentul în care am detectat pentru prima oară varianta în România, în următoarele 2-3 luni de zile, probabil toate îmbolnăvirile se vor registra cu această variantă virală, așa cum s-a întâmplat și în Marea Britanie. Ceea ce trebuie să știm este că această nouă variantă virală... Prezint... noutățile referitoare la activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 în România. După cum știm, au fost mai multe discuții legate de prioritizarea personalului din învățământ în vederea vaccinării. Ieri a avut loc ultima ședință pregătitoare cu directorii direcțiilor de sănătate publică din fiecare județ, inclusiv municipiul București, și am stabilit următoarele lucruri. Procesul de vaccinare pentru personalul din învățământ va începe de mâine, 24 februarie, în majoritatea județelor din țară. Toată această activitate se va încheia pe data de 10 martie. De mâine, 24 februarie, începe activitatea de vaccinare în 23 de județe, inclusiv în municipiul București. De joi, 25 februarie, continuă alte 14 județe. Din 26 februarie două județe și pe 1 martie încep ultimele trei județe. Vă spuneam, toată perioada de vaccinare care va fi destinată pentru acest proces specific adresat personalului din învățământ durează până în 10 martie pentru administrarea primei doze. Estimăm un număr de aproximativ 60.000 de persoane care vor fi vaccinate în cadrul acestui proces. Reamintesc faptul că deja peste 42.000 de persoane au fost deja vaccinate din rândul personalului didactic și aproximativ 128.000 de persoane sunt deja programate. Modalitatea de programare și de derulare a activităților de vaccinare au fost transpuse într-o instrucțiune care deja a fost transmisă către fiecare județ, către direcțiile de sănătate publică și de asemenea către Ministerul Educației încă din cursul zilei precedente. Cum se va desfășura efectiv activitatea de vaccinare? În primul rând, tipurile de vaccin vor fi folosite atât vaccinuri produse de compania Oxford AstraZeneca, în mod deosebit pentru persoanele cu vârstă cuprinsă până la 55 de ani inclusiv, acolo sigur unde nu se observă sau nu se identifică anumite contraindicații. De asemenea, vaccinul produs de compania BioNTech Pfizer va fi recomandat cu prioritate persoanelor cu vârstă de peste 55 de ani, exceptând situațiile în care se identifică anumite contraindicații. Fluxurile de vaccinare vor fi separate pentru cele două tipuri de vaccin administrat. Programarea se va face după o altă modalitate și nu se efectuează programarea în platforma informatică. Practic, unitățile de învățământ centralizează lista cu personalul propriu care dorește să fie vaccinat în această perioadă. Aceste liste sunt centralizate la nivelul inspectoratelor școlare județene și sunt transmise către direcțiile de sănătate publică. Direcțiile de sănătate publică, în funcție de capacitatea
cabinetelor de vaccinare și de perioada pe care am propus-o pentru derularea activității de vaccinare, efectuează programarea persoanelor respective, iar beneficiarii vor fi anunțați prin grija inspectoratelor școlare și a conducătorilor unităților de învățământ. Ca atare, așa cum am spus, procesul de vaccinare ar trebui să dureze între 7-10 zile pentru fiecare județ în funcție de momentul la care debutează activitatea de vaccinare pentru această categorie profesională. Noi ne dorim ca, într-un timp cât se poate de scurt, să asigurăm vaccinarea cu prioritatea personalului din învățământ. Locațiile în care se desfășoară această activitate de vaccinare, în mare parte, aparțin de spațiile puse la dispoziție de Ministerul Educației. În județele în care nu au fost locații potrivite pentru derularea activităților de vaccinare, s-au identificat alte spații în locația centrelor de vaccinare care nu erau încă puse în activitate. Pentru București, de pildă, pot să vă dau exemplu că au fost deschise încă 22 de cabinete de vaccinare în incintra centrului de vaccinare de la Romexpo, care va avea fluxuri separate pe cele două tipuri de vaccinuri, AstraZeneca, respectiv BioNTech Pfizer. Pentru vaccinul produs de AstraZeneca, în București vor fi disponibile 16 puncte, 16 cabinete de vaccinare, pentru vaccinul produs de compania BioNTech Pfizer, 6 cabinete de vaccinare. Un alt element important pe care ne-am dorit să vi-l transmitem în cadrul acestei conferințe este legat de evaluarea impactului vaccinării în rândul persoanelor care efectuează dializă cronică. Am transmis și am comunicat cu principalii operatori de dializă din România. În mod oficial am solicitat o centralizare a datelor de la principalii operatori de dializă din România și am obținut următoarele informații. Au răspuns operatorii care dețin aproximativ 78 de clinici de dializă din România, totalizând aproximativ 11.100 de persoane cu dializă. Reamintesc că în România, în momentul de față, vorbim de aproximativ 13.000 de persoane care efectuează dializă cronică. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că această categorie de pacienți, din păcate, a fost grav afectată în cursul acestei pandemii, înregistrându-se o rată de deces medie de aproximativ 25% la cazurile care au fost diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2. Dintre aceste 11.100 de persoane care efectuează dializă, aproximativ 6.341 de persoane au fost deja vaccinate cu prima doză, ceea ce înseamnă un procent de până la 60% ca rată de acoperire vaccinală. Menționez că și-au exprimat acordul pentru vaccinare circa 70% dintre persoanele care efectuează dializă. Din punctul nostru de vedere, este un nivel satisfăcător de acoperire vaccinală. Cu cât numărul persoanelor vaccinate este mai mare, cu atât evident că beneficiile din punct de vedere practic, din punct de vedere medical și epidemiologic vor fi mai mari. Activitatea de vaccinare pentru persoanele cu dializă continuă, având în vedere că încă mai sunt persoane care doresc să se vaccineze, după modalitățile pe care le știm, fie cu echipe mobile la centrele de dializă, fie pacienții dializați sunt transportați cu prioritate la centrele de vaccinare la care sunt arondate acele unități de dializă. Un element important legat de beneficiile vaccinării, s-a observat și toți operatorii comunică același lucru, o tendință de scădere a numărului de cazuri confirmate în rândul pacienților dializați în perioada de la debutul campaniei de vaccinare. Sigur, acest lucru se suprapune cu tendința generală de scădere a numărului de cazuri, însă în anumite centre de dializă, acolo cum s-a întâmplat și la Iași, unde au făcut o centralizare mult mai fidela datelor, s-a observat o reducere a numărului de cazuri pozitive de la o medie de 20-25 la circa 2 cazuri la testările care, după cum știm, se fac periodic la interval de 2 săptămâni la această categorie de pacienți.
Acestea fiind spuse, noi apreciem ca fiind o evoluție favorabilă a activităților de vaccinare în rândul acestei categorii prioritare de persoane și, din acest punct de vedere, bineînțeles, încurajăm continuarea activităților de vaccinare. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l menționez este legat de persoanele care au fost diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2 după prima doză de vaccin împotriva COVID-19, respectiv după cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. După prima doză, în perioada 27 decembrie 2020-21 februarie 2021, un număr de aproximativ 3.969 de persoane, reprezentând 0,49% din numărul persoanelor vaccinate cu prima doză, au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 după administrarea primei doze de vaccin. 95% dintre aceste persoane au fost vaccinate cu vaccinul produs de compania BioNTech-Pfizer, 4,6% cu vaccinul produs de compania Moderna și 0,4% vaccinate cu vaccinul produs de compania Oxford-AstraZeneca. Mediana timpului scurs de la momentul vaccinării până la momentul la care a fost depistată această infecție a fost de 7 zile, ceea ce înseamnă că persoanele respective au fost diagnosticate în intervalul de timp în care nu a apărut nivelul de anticorpi la un titlu protector și, de asemenea, foarte probabil vorbim de situații în care acele persoane erau fie în perioada de incubație la momentul vaccinării, fie au fost în fază de infecție asimptomatică sau au fost expuse ulterior momentului vaccinării, având în vedere că perioada de incubație pentru infecția cu SARS-CoV-2 este cuprinsă între 2 și 14 zile. Ori din acest punct de vedere atragem atenția asupra continuării respectării măsurilor de prevenție deja cunoscute atât înainte cât și după vaccinare pentru a obține beneficii maximale în următoarea perioadă. Aș vrea să menționez faptul că un număr de 1052 de persoane dintre cele care au fost diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2 după administrarea primei doze s-au prezentat deja pentru efectuarea dozei de rapel. 4,3% dintre ele, aproximativ 172 de persoane, au efectuat cea de-a doua doză în primele 2 săptămâni de la momentul vindecării infecției, iar restul de 880 de persoane au fost vaccinate după un interval de 2 săptămâni de la momentul vindecării acelei infecții. În ceea ce privește numărul de persoane care au fost diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2 după administrarea celei de-a doua doze, în perioada 17 ianuarie-21 februarie, un număr de 446 de persoane, reprezentând 0,08% din totalul persoanelor vaccinate cu două doze, au avut un test pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Toate aceste persoane au fost vaccinate cu vaccinul produs de compania BioNTech-Pfizer, având în vedere că în momentul de față singurul tip de vaccin care se folosește pentru administrarea rapelului este vaccinul produs de compania BioNTech-Pfizer. Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze și până la data confirmării infecției a fost de 4 zile. Deci, după cum știm, reamintesc faptul că beneficiile vaccinării ating valoarea maximă la cel puțin 7, 10, 14 zile în funcție de tipul vaccinului după administrarea celei de-a doua doze, iarăși accentuez importanța respectării măsurilor de prevenție, pentru că altfel putem să avem acel fals sentiment de siguranță și să ne expunem în diverse circumstanțe la infecția cu SARS-CoV-2. O să trec în revistă bilanțul vaccinărilor din această perioadă, încă de la debutul campaniei de vaccinare. Aș vrea să menționez că în România au fost recepționate în total, la data de 22 februarie, aproximativ 1.924.000 de doze de vaccin de la cele 3 companii diferite. Au fost administrate peste 1.400.000 de doze, ceea ce înseamnă o rată de utilizare de peste 73%. În momentul de față, stocul existent la 22 februarie este de aproximativ 405.000 de doze pentru toate cele 3 tipuri de vaccinuri. Defalcat pentru fiecare tip de vaccin, în ceea ce privește vaccinurile recepționate de la compania Pfizer,
au fost recepționate în total 1.500.000 de doze, administrate 1.259.000 de doze, ceea ce înseamnă o rată de utilizare de peste 83%. În momentul de față, stocul existent în data de 22 februarie este de aproximativ 200.000 de doze. În ceea ce privește vaccinul de la compania Moderna, am recepționat 78.000 de doze, au fost administrate 77.726 de doze, ceea ce înseamnă o rată de utilizare de 99,6%. În momentul de față, stocul este zero, ceea ce urmează să primim în această săptămână, adică mâine, vor fi aproximativ 79.000 de doze care vor fi stocate pentru a asigura rapelul persoanelor deja vaccinate cu prima doză, perioada care va începe din data de 4 martie. Vaccinul produs de compania AstraZeneca, am recepționat în total 337.200 de doze, au fost administrate 71.817 doze. Vă reamintesc că activitatea de vaccinare cu vaccinul produs de compania AstraZeneca a început de aproximativ o săptămână, din data de 15 ianuarie, ceea ce înseamnă în momentul de față un procent de 21,3% din dozele recepționate, stocul existent la acest moment fiind de 203.560 de doze. Numărul de centre de vaccinare active la acest moment, vorbim de 414 centre active, care cuprind atât centrele care au fost în faza 1, marea parte a lor deja s-au închis. Vorbim de 121 de centre din etapa 1 care au mai rămas active și care continuă încă efectuarea dozei de rapel. Vorbim de aproximativ 212 centre pentru etapa a doua și 81 de centre din rețeaua MAPN și MAI, cumulând un total 664 de cabinete de vaccinare, iar pentru vaccinul produs de compania AstraZeneca sunt în total 192 de centre de vaccinare, cumulând un total de 254 de fluxuri. Dintre aceste cabinete de vaccinare, 70 sunt în rețeaua Ministerului Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. Bilanțul vaccinărilor. La data de 22 februarie erau vaccinate 819.446 de persoane, din care 589.641 de persoane vaccinate cu două doze. Din acest bilanț, pe fiecare tip de vaccin, pentru vaccinurile produse de compania Pfizer, 669.904 persoane au fost vaccinate în total din 27 decembrie, majoritatea 589.640 fiind persoane vaccinate deja cu două doze. În ceea ce privește numărul persoanelor vaccinate cu vaccinul produs de compania Moderna, 77.726 de persoane vaccinate cu prima doză, iar în ceea ce privește numărul persoanelor vaccinate cu vaccinul produs de compania AstraZeneca, 71.817 persoane vaccinate cu prima doză. În ceea ce privește etapa a doua de vaccinare, din 15 ianuarie au fost vaccinate 655.605 persoane. Defalcat pe categorii de persoane vulnerabile, vorbim de persoane cu boli cronice, 223.633 de persoane, persoane peste 65 de ani, 223.427, persoane din centre sociale și rezidențiale, 27.643, ceea ce înseamnă peste 60% din numărul persoanelor eligibile din aceste categorii, persoane nedeplasabile care au fost vaccinate cu echipe mobile la domiciliu, 2.371 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din numărul total al persoanelor eligibile nedeplasabile de la domiciliu. Persoane fără adăpost, vaccinate în momentul de față aproximativ 306 persoane, dintr-un număr eligibil total de 1.341 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de acoperire vaccinală de circa 23% la această categorie. În total, persoane vulnerabile din etapa a doua au fost aproape 73% persoane vaccinate, din numărul total al celor vaccinați. Persoanele care desfășoară activități esențiale, în total, din 15 ianuarie, au fost vaccinate 178.225 de persoane, reprezentând aproximativ 27%, însă aș vrea să menționez faptul că dintre
dintre aceste persoane, aproximativ 40% sunt în evidență și cu boli cronice. Un alt element important este legat de numărul de persoane vaccinate în rețeaua Ministerului Apărării Naționale, respectiv Ministerul Afacerilor Interne. Au fost vaccinate până la acest moment 25.171 de persoane în centrele de vaccinare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, ceea ce reprezintă aproximativ 3% din numărul total al persoanelor vaccinate la nivel național. Persoanele din vaccinate în centrele din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne, 18.405 persoane, ceea ce reprezintă 2,2% din numărul total al persoanelor vaccinate la nivel național. Profilul de siguranță și reacțiile adverse înregistrate de la debutul campaniei de vaccinare și până în data de 21 februarie au fost raportate un total de 4.184 de cazuri de reacții adverse post-vaccinale indezirabile, cu o rată de circa 3 cazuri la 1.000 de doze administrate, fiind considerate reacții rare dacă ne uităm la modalitatea în care ele sunt prezentate în rezumatul caracteristicilor produsului, cu o frecvență de la 1 pe 1.000 până la 1 pe 10.000. Evaluarea profilului de siguranță din săptămâna 15-21 februarie 2021 au fost raportate un număr de 1.288 de reacții adverse post-vaccinale indezirabile, dintre care 87% au fost raportate pe platforma ANMDMR, restul fiind raportate direct la Institutul Național de Sănătate Publică. Vârsta mediană a persoanelor care au raportat reacții adverse post-vaccinale a fost de 41 de ani, cu extreme între 16 și 85 de ani. Între acestea, 66% au fost persoane de sex feminin. În funcție de severitatea manifestărilor, după cum știm, 1.263 de reacții au fost clasificate ca nesevere. În cursul zilei de 21 februarie a fost înregistrat un caz de reacție alergică majoră, un caz de șoc anafilactic la o persoană de sex feminin de 46 de ani, care după administrarea primei doze de vaccin de la compania Oxford AstraZeneca, la aproximativ 10 minute a dezvoltat fenomene alergice care au evoluat către scăderea valorilor tensionale cu instalarea criteriilor de șoc anafilactic. S-a intervenit rapid conform procedurilor în vigoare, evoluția fiind rapid ameliorată. În circa 7 minute, practic, pacienta era cu stare generală mult ameliorată. A fost transportată cu ajutorul echipajului medical de urgență pentru continuarea monitorizării în spitalul din municipiul Slatina, unde este cu stare generală foarte bună și urmează să fie externată din datele care ne-au fost furnizate. De menționat că nu se cunoștea cu reacții alergice în antecedente persoana respectivă. Însă aș vrea să subliniez ceea ce am mai spus și cu alte ocazii. După cum știm, și la debutul campaniei de vaccinare în Marea Britanie, chiar în primele zile au fost 2 cazuri de reacție anafilactică care au apărut, sigur, la persoane care aveau un antecedent istoric de șoc anafilactic, însă trebuie să reținem că reacția anafilactică este o reacție extrem de rară. Din datele disponibile la acest moment, vorbim de o frecvență de 2,5 până la 5 cazuri la 1 milion de doze administrate. Deși este o reacție severă, odată ce este recunoscută la timp și se intervine corect din punct de vedere medical, evoluția este favorabilă. Nu au fost înregistrate la nivel mondial cazuri de decese produse de acest tip de reacție alergică severă. Din totalul reacțiilor adverse raportate, 82% dintre acestea au fost practic reacții la locul de administrare, erupție, tumefacție la locul de administrare a injecției, stare de oboseală, febră și frison. În aproximativ 49% din cazuri vorbim de dureri musculare sau dureri articulare, în circa 46% cefalee, dureri de cap și aproximativ 15% din cazuri tulburări digestive. S-au observat doar 1% cazuri de reacții alergice, menționând cazul deja prezentat. În ceea ce privește numărul de persoane programate în momentul de față în platformă, sunt aproximativ 614.000 de persoane programate, 476.528 sunt persoane programate pentru prima doză cu vaccinul produs de compania Pfizer
și respectiv 614.000 de persoane care sunt la doza de rapel, ultima zi de programare fiind 17 aprilie. În ceea ce privește programarea persoanelor pentru vaccinul produs de compania AstraZeneca, în total au fost programate 201.000 de persoane, peste 200.000 de persoane. Pentru doza 1 mai sunt programate 118.000 de persoane, pentru rapel evident sunt peste 200.000 de persoane programate, ultima zi de programare fiind la jumătatea lunii martie. Iar în ceea ce privește situația campaniei de vaccinare comparativ cu țările membre ale Uniunii Europene, în momentul de față pot să vă spun că în ceea ce privește numărul dozelor administrate la 100 de persoane, suntem pe locul 3 cu un procent de 7,26%. În ceea ce privește numărul de persoane vaccinate cu cele două doze, practic cu schemă completă de vaccinare, vorbind de o rată de acoperire vaccinală de 3% din populația eligibilă și suntem pe locul al doilea, alături de Danemarca, pe prima poziție este Malta. Raportat la nivel global, la nivel mondial, România este pe locul 6 la nivel mondial în ceea ce privește administrarea celei de-a doua doze, practic ca număr total de persoane vaccinate cu schemă completă raportat la 100 de locuitori. Cam acestea au fost datele pe care eu am dorit să vi le transmit. O să-i dau cuvântul domnului secretar de stat, vicepreședinte CNCAV, domnul dr. Andrei Baci. Mulțumesc foarte mult! În legătură cu calendarul de livrări, cu privire la, în primul rând, la contractul cu compania Moderna, Comisia Europeană a aprobat semnarea unui alt contract, care prevede administrarea suplimentară de 150 de milioane de doze către Uniunea Europeană în 2021, cu opțiune de încă 150 de milioane de doze pentru 2022. Sigur că acest contract prevede și posibilitatea de a oferi donație către state, țări cu venituri medii, cu venituri scăzute, inclusiv către alte state ale membre ale Uniunii Europene. Cu privire la calendarul de livrare, v-aș propune să continuăm cu cel al companiei Moderna. Așa. Cauți un